Gabriela Cristea trece acum printr-o perioadă dificilă, după ce s-a îmbolnăvit, dragilor. Sunt perioade când sănătatea îți joacă feste și ești obligat să stai departe de tot și să te îngrijești. Zilele acestea traversez o astfel de perioadă, dar sper să mă refac cât mai curând și să mă întorc la întâlnirile noastre din fiecare seară de pe Antena Stars oficial la Capriciile Iubirii. Îi mulțumesc Paula Chirilă pentru ajutorul oferit în această perioadă și promit să mă întorc cât de curând. Vă îmbrățișez cu drag! A scris Gabriela, dincolo de problemele de sănătate, a fost o zi importantă pentru Gabriela Cristea, deoarece a sărbătorit ziua de nume a fiicelor ei și a lui Tavi Clonda. Gabriela Cristea a transmis un mesaj emoționant, cu această ocazie, pentru Iria și Victoria Margot, care poartă nume de flori, ele sunt florile familiei noastre, Iris și Victoria Margot, Margareta. Vă iubim până la stele și înapoi! La mulți ani tuturor florilor și Paște fericit celor care sărbătoresc azi învierea Domnului! Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.